În cadrul rubricii de astăzi vorbim despre modul în care strângem mâna cuiva. Mâna pe care o strângem este în mod tradițional dreapta. Uzanța datează din timpurile când în mâna dreaptă era ținută o armă. Dacă întindeai mâna goală, însemna că doreai pacea. Vom strânge mâinile pe rând, urmând ordinea firească a priorităților. Doamnele între ele, apoi doamnele și domnii, iar în final domnii între ei. Membrii unei asociații, cum sunt cercetașii, își strâng mâna stângă, iar cu mâna dreaptă fac un alt semne de salut cu rol de recunoaștere. Se spune pe drept cuvânt că modul în care strângi mâna cuiva îți dezvăluie firea. Așadar, este de evitat să avem o mână moale, dar nici nu vom căuta să zdrobim mâna celuilalt. De asemenea, nu vom da mâna cu cineva apucându-i doar vârfurile degetelor. Este lipsit de eleganță și să ne strângem mâinile în cruce, una pe deasupra alteia. Strângerea mâinii poate însemna și altceva decât salutul. Se strânge mâna și pentru a marca încheierea unei afaceri, pentru a sublinia condolianțele, felicitările, o rugăminte, o mulțumire sau o scuză. Strângerea mâinii este un semn de camaraderie, de prietenie sau chiar de dragoste.